cerem ca șmecherii din energie, care au făcut profituri nesimțite pe timp de război și de criză energetică, să fie la pușcărie. Deci, eu zic, șmecherii din energie să vă la pușcărie! Am auzit șmecherii din energie la pușcărie! Să vă audă și cei de pe stradă acolo! Șmecherii din energie la pușcărie! 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 Demisia, Popescule! Demisia! 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 Noi să ne transmitem acest mesaj de la congres în stradă, pentru că vedem cum s-au format și formațiunile verzi în vestul Europei. Toate au venit din stradă, de la proteste și au reușit după aceea să construiască. Suntem și noi într-o fază similară acum, avem mișcări de stradă. În urmă cu 10 ani, lumea noastră vorbea despre schimbări climatice, despre urgența climatică. În momentul de față, avem un sondaj de pilă foarte interesant care a arătat că 88% dintre români sunt afectați la nivelul traiului de zi cu zi de schimbările climatice. 11% mai mult decât media europeană. Deci, se formează și o conștiință în spațiul românesc. Și noi aparem pe contraval, o să-l călărim la un moment dat. Încă o dată să vă aud! Popescule, demisia! Popescule, demisia! Popescule, demisia! Popescule, demisia! Popescule, demisia! Popescule, demisia!